Acum Bună comentezi seara! decizia instanței de astăzi. Mă rog, o decizie nu prea poate fi comentată, dar sigur, fenomenul ăsta care se întâmplă în fotbal. Bună seara tuturor! Nu sunt în țară, sunt plecată, sunt în Italia, am auzit. N-aș vrea să comentez foarte mult. Consider că într-o țară civilizată, justiția trebuie să-și facă datoria. Îmi pare rău pentru familie, pentru că în momentele astea nu poți să te bucuri sau nu poți să spui ce au pățit dușmanii mei sau... Nu, e o prostie. Îmi pare foarte, foarte rău pentru familie lor. Bun, eu știu că cel puțin meme Stoica e în Turcia. Ți-a spus soțul tău cum a primit decizia? A avut, sigur, un comentariu pe Facebook. Eu filmez reality-ul de două zile la Roma. Nu... Am vorbit puțin cu Laura acum, după ce s-a dat decizia, a intrat în antrenament. Sincer, n-am vorbit mai mult de 3 minute. Probabil o să vorbim și noi după, în seara asta, când o să vin acasă. Bun, e o decizie care cu siguranță va zdruncina încă o dată cel puțin clubul Steaua, ca să vorbim strict de... Clubul Steaua merge mai departe, nu știu ce este de zdruncinat. Jucătorii, voi știți, până la urmă au meseria lor, ei trebuie să joace, trebuie să câștige. Problemele astea care se întâmplă lângă club, de seama că ceva mai grav decât arestarea lui Gigi nu o să fie pentru vreun jucător. Pentru că jucătorii se uită în general, wow, îmi pare rău de el, dar cine o să ne dea banii? Cam asta este adevărul. Dar la acest moment clubul său este atât de bine organizat încât nimeni nu o să-l distrugă, orice s-a întâmplat. În rest, știi cum e, exact ce spuneați mai devreme, că s-a făcut dreptate până la capăt sau că justiția va trebui să-și facă dreptate până la capăt. În general, viața asta este bine să ai măsură în absolut orice ce faci, în absolut orice ce începi să faci. Mulțumesc, Ana Maria.